Bună seara, mă numesc Florin Tănasie, profesor de matematică la Colegiul Național Zinca Golescu. Începând din această seară, voi începe o serie de ședințe de pregătire pentru recapitularea noțiunilor de bază din materia de clasa 9 și a 10-a, această ședință și în următoarea ședință. Să sperăm că examenul se va da și sunt convins de această chestiune și cred că și vă place să terminați odată situația asta în care ne aflăm și să se termine anul. Am pregătit pentru astăzi subiectul 1, de știți foarte bine că are 30 de puncte la examen de bacalaureat. Știți foarte bine că al doilea subiect, subiectul 2 roman, are de asemenea 30 de puncte și subiectul 3 roman de asemenea 30 de puncte. Deci, practic, toate sunt obligatorii și fiecare din cerințele, cele 18 cerințe, au fiecare câte 5 puncte. Astăzi voi vorbi de subiectul 1, roman, exercițiul 1, unde vedeți în partea stânga mea tipuri de item care folosesc operații cu numere reale, operații cu numere complexe, progresii aritmetice, progresii geometrice. Asta, din câte am văzut de-a lungul anilor, frecvent date la examenele naționale, la examen național de bacalaureat în speță. Pentru astăzi, bineînțeles că exercițiile sunt de un nivel nu foarte mare, n-am pregătit subiecte de gazetă matematică, subiecte de concurs școlar, pentru că examenul de bacalaureat este un examen de cultură generală și trebuie promovat de, și sper să fie promovat de toți absolvenții de liceu. Am aici un prim exercițiu. De ce am ales un asemenea exercițiu? Pentru că în clasa 12 am observat din evaluările de-a lungul anilor foarte multe carențe în calcule cu numere reale. Avem aici fracții zecimale finite, avem fracții ordinare, avem un radical de ordin 3, o rădăcină pătrată, deci un radical de ordin 2. Și înainte de a începe acest exercițiu, acum câțiva ani de zile, primul exercițiu la profilul de tehnologic, nu-l avem în prezentarea asta, dar mi-am adus aminte pe moment, era așa, să se arate că -2 plus 2 - -2 egal cu 0,75. Am fost profund dezamăgit dintr-un pachet de 100 de lucrări. Cât am avut eu de evaluat, nu știu dacă am găsit 10 lucrări cu rezolvarea corectă a unui asemenea exercițiu. De exemplu, greșeală foarte frecvent întâlnită acolo, 2 - -1 egal cu -2. Fals. Sau aici, 2 - -2 egal cu -4. Foarte multe lucrări aveau așa ceva. Și după 4 ani de liceu și încă 4 ani de gimnaziu, am fost așa puțin dezamăgit că e totuși un exercițiu destul de ușor. Cum ar fi trebuit făcut acest exercițiu? Mai întâi, 2 - -1 se putea scrie 1 pe 2. 2 - -2 egal cu 1/2 egal cu 1 pe 4. Și aici, mai departe, dacă putea să transformați fracția ordinară în fracție zecimală, era foarte simplu, egală cu 0,5. Sau jumătate dintr-un întreg. În partea a doua, 2 - -2, care 1/2, adică 1 pe 4, era 0,25. Și atunci, prin însumarea acestora, aveam 0,5 plus 0,25 egal cu 0,75. Mai simplu de atât, nu se putea. Aici, în dreapta, am să vă dau o formulă generală, și anume a - 1 înseamnă 1 pe a, cu a aparține r și diferit de 0, r stelat, și a - n este 1/a - n. De asemenea, cu a, un număr real nenul. Ăsta a fost un exercițiu dat acum vreo, dacă nu exagerez, 7-8 ani, chiar în prima sesiune de vară, și era chiar primul exercițiu cu care începeau elevii redactarea acestui examen, acestor subiecte. Și acum să revenim la exercițiul ales, să se arate că acel număr a egal cu 32 împărțit la paranteză 5 pe 6 plus 0,5 plus radical din 3 din 8 plus radical din 64 este un număr natural. Deci ăsta ar fi fost, hai să zic așa, exercițiul 1, exercițiul 2. Ce puteam face aici? Redactarea era în felul următor.
mergeam cu calcule din paranteza mică, 32 împărțit la 5 pe 6, și aici aveați două modalități. Și anume, transformați pe 0,5 în fracție ordinară 5 pe 10, pot să scriu și acum chestia asta, dar de fiecare dată 5 pe 10 trebuie simplificată pentru a ușura din calcule, și anume 1 pe 2 plus radical de ordinul 3 din 8 înseamnă 2 la puterea 3 plus radical din 64, adică radical din 8 la puterea a 2. Și mai departe, aici aduceam la un numitor comun, cel mai mic, știți foarte bine cum se mai calculează, cel mai mic multiplu comun, a două sau mai multe numere. Aici numitorul comun era 6 și aveam 32 împărțit la, puteți să puneți o singură linie de fracție, 5 plus 3, totul supra 6, plus, aici se simplifică exponentului 2 cu ordinul radicalului, deci rămâne simplu 2 la puterea 1, adică 2, plus radical din 8 la 2, de asemenea, radical din 64, cum știați și să scrieți direct, radical din 64, egal cu 8. În continuare, calculul era următorul, 32 împărțit la 8 pe 6, plus, aici aveam 10. Știți foarte bine că aici, când vom trece la mulțire, se va inversa fracția 8 pe 6 cu 6 pe 8, deci o să avem 32 ori 6 supra 8, plus 10. Și acum am văzut foarte mult, foarte multe greșeli de genul 32 îl mulțiți și cu 6 și cu 8. El, în mod normal, se mulțește cu 6, dar, în același timp, pentru a ușura din calcul, mai întâi puteți să simplificați pe 32 cu 8. E mult mai simplu, vă rămâne aici 4 și apoi puteți să simplificați, puteți să mulțiți pe 4 cu 6, adică 24 plus 10. Un calcul foarte simplu, 34, care, iată, faptul că este un număr natural. Sunt foarte multe probleme, mai ales la profilul tehnologic, exerciții de calcul cu numere reale și mai ales aceste fracții ordinare, fracții zecimale sau radicali, în care se fac foarte multe greșeli, se tratează cu superficialitate aceste calcule și la un moment dat nu mai aveți punctajul respectiv. E păcat, pentru că sunt chestii de cultură generală încă din clasele mici, din clasele a 6-a, 7-a, radicalii. Radicalul de ordine se învață în clasa a 7-a, mă rog, radicalul de ordine 3 puțin mai încolo, dar nu e un radical foarte dificil de rezolvat. Un alt exercițiu la care m-am gândit astăzi să vi-l prezint și des întâlnit, noțiunea de logaritm des întâlnită în exercițiile de calcul la exercițiul 1, este acel exercițiu din partea stânga mea. Am să șterg puțin aici. Un exercițiu cu logaritm care la clasă, foarte mulți, când au noțiunea de logaritm, zic, ai, deci domn profesor, iar ne luați cu logaritm, eu n-am înțeles niciodată și sunt atât de frumoase calcule cu acești logaritmi. Și în seara asta încerc să vă conving să puteți rezolva și asemenea exerciții, pentru că la minim 6 pe care trebuie să-l luați, mă rog, minim 5, dar se poate lua 6 la matematică foarte ușor, puteți să atacați și aceste tipuri de probleme, nu sunt foarte grele. Exercițiul 3, am să zic eu aici, la subiectul acesta, deci arătați că numărul B egal cu logaritm în bază 5 din 100 minus 2 înmulțit cu logaritm în bază 5 din 2 plus logaritm în bază 3 din 27 este de asemenea un număr natural. Observați că în primii doi termeni apar doi logaritmi cu aceeași bază și mulți se grăbesc și scad 100 cu 2, deja total eronat, sau levită pe 2 acesta și împart pe 100 la 2 direct. Nu putem să aplicăm. Putem să aplicăm o proprietate a logaritmului, dar mai întâi trebuie mutat 2, acest factor 2, la exponentul numărul 2 din interiorul logaritmului. Și atunci, mai întâi o să avem așa, b egal cu logaritm în bază 5 din 100 minus logaritm în bază 5 din 4 plus
logaritm în bază 3 din 27, acest număr 27 trebuie scris ca o putere exact cu baza în care se află logaritmul respectiv, adică 3 la puterea 3. În momentul acesta avem 2 logaritmi cu aceeași bază. Proprietatea este următoarea, am să vă scriu aici în dreapta. Logaritm în bază A din A minus logaritm în bază A din B este egal cu logaritm în baza din A supra B. Adică se copiază logaritmul o singură dată și se împart numerele respective. Și vom obține B egal cu logaritm în bază 5 din 100 supra 4 plus logaritm în bază 3 din 3 la puterea 3. Acum, atenție! Nu putem să mai continuăm cu proprietățile logaritmul aici, pentru că nu mai avem, în primul, nu mai avem logaritm cu aceeași bază. Și atunci, aici vom face calcul separat, aici vom face un calcul separat. O să avem logaritm în bază 5 din 25 plus, aici putem să coborâm 3 în fața logaritmului și obținem 3 înmulțit cu logaritm în bază 3 din 3. De asemenea, logaritm în bază 5 din 25, știind că 25 este 5 la puterea a doua, o să coborăm iarăși un 2 în fața logaritmului și avem 2 logaritm în bază 5 din 5 plus 3 logaritm în bază 3 din 3. Acum, știți foarte bine că logaritm în bază 5 din 5 sau logaritm în bază 3 din 3 sau, în general, logaritm în baza A din același număr A este 1. Pentru că A, la ce putere o să ne dea nouă total? La puterea întâia. Cu condiția, bineînțeles, A mai mare decât 0, A diferit de 1. Și atunci, numărul nostru B se finalizează în felul următor. Deci o să avem 2 plus 3, adică 5. Iată un număr natural. Aici pot să vă mai dau o mică observație, o mică informație teoretică. Sper să nu... Să observați foarte bine aceste proprietăți. Logaritmul în baza A din 1 este întotdeauna 0. De ce? Pentru că A la puterea 0 este 1. Bineînțeles, cu aceeași condiție, A mai mare ca 0, A diferit de 1. Un exercițiu nu foarte greu, dar trebuie să stăpâniți foarte, foarte bine aceste proprietăți și, bineînțeles, până la urmă, puterile. Că și aici am surprize, 27 înseamnă 3 la 9, 25 înseamnă 5 la 5, nu este adevărat, deci întotdeauna trebuie să fiți foarte atenți la calculul cu puteri și la aplicarea corectă a proprietăților cu logaritmi, dar atenție, aceste proprietăți se aplică numai dacă avem logaritmi cu aceeași bază. Aici pot să vă mai dau o proprietate, aici era diferența logaritmilor cu aceeași bază, dar mai avem și proprietatea logaritm în bază A din A plus logaritm în bază A din B, care înseamnă logaritm în bază A din A mulțit cu B. Cu aceleași condiții, A mai mare decât 0, A diferit de 1 și cele două numere A și B mai mari strict decât 0. Proprietăți nu greu de țin minte, dar asta e condiția. Vreau să rețineți că putem aplica aceste două proprietăți doar în cazul în care avem aceeași bază. Pentru că ați observat aici, aveam logaritm în bază 5 din 100 pe 4 și aici aveam logaritm în bază 3 din 27, din 3 la 3. Nu mai puteam să aplicăm această proprietate și atunci, norocul nostru că se pot calcula separat și după aceea se însumează și se obține răspunsul respectiv. Întotdeauna, finalizarea contează foarte mult, pentru că la examen, deja 10 sutime, adică un punct din cele 90, pentru că cele 10 sunt din oficiu, înseamnă finalizarea. Finalizarea, adică rezultatul corect. Poți să lucrezi foarte bine până aici și să zici 2 plus 3 egal cu 6. Suntem obligați să scădem 10 sutimi. Din păcate, dar asta este pentru că nu mai avem rezultatul respectiv. O să mai aveți și pentru acasă, dar o să vă dau și niște indicații, un alt exercițiu cu logaritm în care se aplică această proprietate a sumei de logaritm cu aceeași bază. Un alt exercițiu foarte des întâlnit prin variantele de baccalaureat, mai mult pentru profilul de științele naturii și profilul de matematică informatică, exerciții cu numere complexe. Am ales pentru prezentarea de astăzi acest exercițiu, determinați numere reale A și B, pentru care 2 plus I supra 2 minus I egal cu A plus B.
Și am să încerc să-mi fac iarăși un loc aici. Exercițiile acestea cu numere complexe sunt foarte ușoare. Spunea cineva că dacă știți cât este I la a doua, totul este simplu. Am să scriu imediat și ce înseamnă puterile lui I, ca o recapitulare mică așa, și ce înseamnă conjugatul unui număr complex sau modulul unui număr complex. Mă rog, sunt foarte multe chestii de teorie la numere complexe, dar pentru exercițiul ales aici aș putea să vă extind puțin cerințele. Deci avem așa. 2 plus I supra 2 minus I egal cu A plus B. A și B, numere reale, pe care trebuie să le găsim. Cel mai simplu, și cred că sunteți și voi de acord cu mine, încercăm să eliminăm numărul complex de la numitor prin amplificarea acestei fracții cu conjugatul acestuia, adică 2 plus I. Acum să vă reamintesc ce înseamnă conjugatul număr complex. Deci dacă avem Z, forma algebrică A plus BI cu A și B numere reale, atunci conjugatul său, se notează Z cu o bară mică deasupra, este A minus B. O mică observație, pentru că la un examen a fost așa următoarea cerință. Se dă numărul complex Z egal cu 2I plus 7. Și se cerea conjugatul acestui număr complex. Bineînțeles că foarte mulți elevi au schimbat semnul în partea asta, fiind de obișnuit că se schimbă semnul la mijloc, acolo între cei doi termeni. Nu, întotdeauna, deci inițial, ei așa au scris, 2i minus 7, ceea ce este fals. În mod normal, voi trebuie să căutați totdeauna unde este partea imaginară, adică 2i, și acelei părți imaginare, adică coeficientul părții imaginare, îi veți schimba semnul, și anume z cu bară deasupra, z conjugat, înseamnă minus 2i plus 7. Deci, aveți foarte mare grijă dacă au schimbat termenii între ei, să căutați partea imaginară și acolo să schimbați semnul coeficientului părții imaginare. Vă reamintesc aici că numărul A se numește partea reală a lui Z, iar B, coeficientul părții imaginare, a numărului Z. A se mai notează partea reală de Z și partea imaginară, coeficientul părții imaginare. Am făcut așa o mică paranteză pentru a vă aduce aminte forma generală a unui număr complex, conjugatul unui număr complex, foarte important A și B, numere reale, și în același timp nu uitați de modulul unui număr complex, care înseamnă radical din A la a doua plus B la a doua. Observați că nu intră aici I, cum se mai obișnuiește eronat, să se treacă și I, adică să ridice partea a doua, la partea imaginară la puterea a doua, și să mai apară un minus aici. Nu. Este A la a doua plus B la a doua, iar dacă aveți aici un minus în față, o să vină tot plus, pentru că minus la puterea a doua întotdeauna o să dea tot plus. Iată modulul unui număr complex. Am să fac și aici o mică extindere. Și acum să revenim aici. Avem așa, 2 plus I înmulțit cu 2 plus I, aș fi putut să scriu și 2 plus I totul la puterea a doua, dar am lăsat deocamdată așa, supra 2 plus I pe lângă 2 minus I, să ne dea acest număr complex în formă algebrică generală. Aici se pot face calcule exact ca și atunci când am fi avut numere reale în care trebuia să desfințăm parantezele și fiecare termen din prima paranteză se va mulți cu fiecare termen din paranteza a doua. Dar aici, având 2 plus I la puterea a doua, putem să aplicăm și o formă de calcul prescurtat. Dar hai să mergem cu calculul acesta. 2 mulți cu 2, 4, plus încă un 2i, plus 2i, plus i pătrat, totul supra. De asemenea, aici avem o diferență de vădate, putem să scriem direct 2 la puterea a doua minus i la puterea a doua. Să fie egal cu a plus b. Echivalent cu, bineînțeles, după calculele efectuate aici,
Ila a doua, foarte important, unitatea imaginară se numește I și I la puterea a doua este întotdeauna minus 1. Deci dacă știți chestiunea asta, puteți să lucrați cu numere complexe fără probleme. Doar să știți câteva noțiuni de teorie. Partea de bază a numerelor complexe, pentru că sunt mult mai multe proprietăți cu modul proprietăți, cu conjugatul în număr complex și așa mai departe. Folosind I la 2 aici, deci o să avem 4 minus 1, 3, plus 4i, supra 4 și atenție, minus, I la 2 fiind minus 1 și cu încă un minus din față schimbăm semnul și atunci o să avem 4 plus 1, 5, egal cu a plus b. Și ca finalizare vom distribui numitorul la fiecare termen de la numărător și avem 3 pe 4 plus 4 pe 5 înmulțit cu i egal cu a plus bi. Și de aici, ce înseamnă două numere complexe să fie egale? Partea imaginară a numărului din stânga să fie egal cu partea imaginară a numărului din dreapta și coeficientul părții imaginare din stânga să fie egal cu coeficientul părții imaginare din dreapta. Și atunci rezultă de aici că A este 3 pe 4 și B egal cu, pardon, 3 pe 5 aici am greșit. Îmi cer scuze, 3 pe 5 și aici 4 pe 5. Acum aș vrea să fac o mică observație. În cazul în care schimbam puțin cerința acestei probleme și anume aș fi cerut să se calculeze modulul acestui număr. Deci am să... Deja exercițiul acesta e terminat. În concluzie, A egal cu 3 pe 5 și B egal cu 4 pe 5. Revin la... Să se calculeze, ar fi cerința următoare la exercițiul acesta. Să se calculeze modul din acel număr complex 2 plus i supra 2 minus i și să zic eu la puterea 2020. Bineînțeles că mulți elevi merg pe partea asta de rezolvare în care exact ce am făcut aici ajung la determinarea celor două numere complexe, celor două numere reale a și b, adică a egal cu 3 pe 5 și b egal cu 4 pe 5 și aplică formula modulului număr complex. Și anume că z egal cu 3 pe 4 plus 4 pe 5 și avem radical din 3 pe 5 la a doua plus 4 pe 5 la a doua, care o să ne dea 9 și cu 16, 25, 25 supra 25, radical din 1, 1. Dar am să evit să mai fac aceste calcule și o să aplic niște proprietăți foarte simple de la modulul unui număr complex. Și anume, avem aici două numere complexe. Fracția asta e formată din două numere complexe, 2 plus i și 2 minus i. Se știe că modulul se distribuie și la numărător și la numitor, deci voi avea așa, modul din 2 plus i supra modul din 2 minus i și totul la puterea 2020. Și acum, mult mai simplu, vom calcula modulul fiecărui număr complex în felul următor. Sus, la numărător, avem radical din 2 la a doua și, atenție, nu i la puterea a doua, ci coeficientul său, adică 1 la puterea a doua și jos de asemenea, radical din 2 la puterea a doua și nu minus 1 la a doua, ci tot plus 1 la a doua. Deci întotdeauna la modulul unui număr complex aici avem a la a doua plus b la a doua, indiferent dacă avem plus sau minus în fața coeficientului părții imaginare. Și asta la puterea 2020. Și evident că sus avem radical din 5, jos de asemenea radical din 5 la puterea 2020, care o să ne dea 1 la orice putere, adică 1. Zic că e mult mai simplu de rezolvat acest tip de problemă, acest tip de cerință, dar nu e nicio problemă dacă rezolvați așa, însă pierdeți puțin mai mult timp, dar se poate rezolva fără probleme, baremul merge exact după cum și cât ați rezolvat voi în cadrul acelui exercițiu. Un alt tip de problemă de exercițiu des întâlnit în exercițiu 1, mai ales la profilul de tehnologic, da? Am văzut aceste exerciții cu progresii aritmetice și progresii geometrice. Nu e un exercițiu foarte greu, însă am să vă aduc aminte iarăși în partea dreaptă câteva noțiuni teoretice pentru progresia
aritmetică și, dacă e nevoie, am să vă spun câteva lucruri și despre progresia geometrică. Să mai fac puțin loc aici. Deci, avem așa. O progresie aritmetică, știți foarte bine că este un șir de numere reale în care fiecare termen al său, începând cu al doilea, este calculat din predecesorul, adunând de fiecare dată un număr real care se numește rația progresiei aritmetice. Deci, practic, la progresia aritmetică avem adunare și la progresia geometrică avem mulțire. Pentru acest exercițiu, avem așa. O progresie aritmetică, în unele culegeri mai vechi sau în manuale mai vechi, se mai folosea și această notație simbolică, adică atunci când vedeam așa ceva, aveam o progresie aritmetică, în care, în cazul ăsta, avem primul termen, a indice 1 egal cu 2, și a indice 2 egal cu 12. Și ni se cere suma primilor 4 termeni. Bineînțeles că voi observați că de la 2 la 12 a sărit cu 10, adică s-a adunat 10 și vă dați seama imediat că dacă știți ce înseamnă progresia aritmetică, următorul termen ar fi 22, următorul termen ar fi 32 și atunci ați face A1 plus A2 plus A3 plus A4, foarte simplu, calculați o sumă de 4 termeni, dar dacă v-ar fi cerut o sumă de 100 de termeni, atunci aveți altă modalitate de rezolvare a acestui exercițiu. Dar hai să mergem pentru ce avem acolo. Eu aș merge mai repede. Observați că aici avem doi termeni consecutivi, iar rația unei progresii aritmetice este întotdeauna diferența a doi termeni consecutivi. În cazul meu, A2 minus A1. Și din diferență avem 12 minus 2 egal cu 10. Deci, practic, imediat se determină rația acestei progresii aritmetice și atunci eu aș merge mai departe să dau o formulă a sumei primilor n termeni ai unei progresii aritmetice și anume primul termen plus ultimul termen al sumei supra 2 înmulțit cu câți termeni avem noi de adunat acolo. În cazul meu am S4 este egal cu A1 plus A4, totul supra 2, înmulțit cu 4. Acum, A1-ul avem 2, plus la A4, puteți să-l faceți imediat pentru că v-ați dat seama, dacă mergem din 10 în 10, avem A3 este 22 și A4 este 32, da? Totul supra 2, înmulțit cu 4. Și atunci se fac calcule foarte ușor, adică 34 supra 2, 17 și 17 înmulțit cu 4 o să ne dea 68. Dar, să zicem că avem o sumă mai mare de calculat, o sumă cu mai mulți termeni, și anume S100, da? Adică suma primilor 100 de termeni. Extind puțin. Ăsta era exercițiul de acolo, deci foarte ușor, și aș vrea acum să vă extind puțin să calculez suma primilor 100 de termeni. Și anume, cu aceeași formulă, da, Sn egal cu A1 plus An supra 2 mulțit cu N, avem așa, A1 plus A100 supra 2 înmulțit cu 100. Acum, bineînțeles că noi putem să mergem din 10 în 10 până la al 100-lea termen. Ne trebuie aici o formulă a termenului general pentru progresia aritmetică, și anume, A indice N, deci, practic, spune așa, că orice termen al progresiei aritmetice începând cu al doilea, se poate calcula cu această formulă AN egal cu A1 plus N minus 1 înmulțit cu rația progresiei, care în cazul meu, să vedeți, este 10. Primul termen îl am, este 2. Și atunci avem așa. Deci asta aș vrea să rețineți, formula termenului general, deci formula termenului general al unei progresii aritmetice. Și în cazul meu, A100, deci practic N este 100, adică ce face? Indicele ăsta ne arată nouă al câtelea termen este el în suma respectivă sau în progresia respectivă, în șirul respectiv, adică al 100-lea și practic acest număr N se înlocuiește aici și avem 2 plus 99 înmulțit cu rația 10 și atunci avem 990 și cu 2, 992. Bineînțeles că după care veniți în suma respectivă și ați finalizat și aceste tipuri de probleme cu un calcul de sume cu termeni mai mulți decât ce am avut eu acolo, 4 termeni.
Deci S100 înseamnă 2 plus 992 totul supra 2 înmulțit cu 100 împărțit la 2 înseamnă 50. Adică 994 aici nu mai apare, aici practic dacă am simplificat o să ne apară doar suma respectivă. Deci avem 994 înmulțit cu 50. Și se fac calcule fără probleme. Deci, încă o dată, suma primilor în termenii unei progresii aritmetice și formula termen general pentru calculul oricărui termen din progresia aritmetică. Mai am acolo în prezentare o progresie geometrică, dacă putem să mai găsim. Iată, vreau să spun câteva cuvinte și pentru progresia geometrică. Am văzut foarte multe probleme, mai ales la științe naturii și mate-info, probleme cu un gen de cu probleme cu progresii geometrice. Aici avem așa, să se afle primul termen și rația unei progresii geometrice știind Bn cu n mai mare sau egal cu 1. Iarăși aici o mică observație, în unele cărți se mai întâlnește această notație simbolică, progresie geometrică, în care avem așa B2 egal cu 4 și B5 egal cu 32. Mi se cere să se afle primul termen și rația acestei progresii. Progresia geometrică este tot așa un șir de numere reale în care fiecare termen începând cu al doilea se determină din predecesor, adică cel dinaintea lui, înmulțind de fiecare dată cu un număr real nenul. Am spus număr real că poate să fie și un număr pozitiv și un număr negativ, deci practic nu neapărat trebuie să fie pozitiv. Și atunci avem așa, pentru calculul primului termen și al rației, haideți să notăm acum rația cu Q, avem următoarea formulă, tot așa cum am folosit și aici formula termenului general pentru progresia aritmetică, avem și aici formula termenului general pentru progresia geometrică, și anume B indice N este egal cu B1 înmulțit cu Q la puterea N-1. Din nou, N-ul acesta ne spune nou al câtelea termen este el în șirul respectiv. În cazul meu, eu am așa, am al doilea termen și al cincelea termen. Deci, cu această formulă pot să exprim pe B2 și pe B5 în funcție de primul termen și de rație. Și anume, B2 înseamnă B1 înmulțit cu Q la puterea 2-1. Da? Deci, Q la puterea 1. Nu se mai trece exponentul. Și B5 este egal cu B1 înmulțit cu Q la 4. Aici se știe că B2 este 4, B5 este 32 și dacă facem raportul părților din stânga și părților din dreapta de aici, o să avem așa, se simplifică B1 cu B1, Q la 4 cu Q la 3, deci pot să fac simplificarea de jos în sus, da? Deci Q la 4 împărțit la Q la 1, o să-mi dea un Q la 3, egal cu 32 împărțit la 4, adică 8. Și practic singurul număr real care la puterea 3 să-mi dea 8, este Q egal cu 2. Asta este rația progresiei respective, progresii geometrice, și acum cu această valoare merg într-una din relațiile de mai sus, practic în prima, pentru că sunt calcule mult mai simple, și voi obține că B, dacă am aici B1 ori Q egal cu 4, înseamnă B1 ori 2, da? B1 ori 2 egal cu 4, de unde rezultă B1 egal cu 2. Practic, nu știu dacă este foarte greu și acest tip de problemă, însă trebuie să știți foarte bine aceste mici informații de teorie, și anume, în cazul acesta, formula termenului general unei progresii geometrice. Bineînțeles că pot să vă mai aduc și aici la cunoștință formula pentru primii în termeni ai unei progresii geometrice, însă am să o scriu, dar nu vă mai extind aici cu altă cerință. Dacă mai avem timp, am să iau și o altă problemă de genul ăsta, să sperăm că am așa ceva. Și anume, deci Sn este întotdeauna egal cu primul termen al progresiei geometrice înmulțit cu rația la puterea n-1 supra q-1. Cu condiția ca acest q să
fie diferit de 1. Pentru că dacă ar fi 1, ce s-ar întâmpla? Am observații aici. Suma mea este, bineînțeles că aveți aici B1 plus B2 plus B3 și așa mai departe plus Bn. Și dacă rația mea este tot timpul este 1, atunci fiecare termen B2, B3 și așa mai departe Bn este tot timpul B1. Deci avem B1 plus B1 plus B1 și așa mai departe plus B1, ceea ce o să ne dea N înmulțit cu B1. Deci de aceea am pus aici condiția asta ca rația să fie diferită de 1. Un singur lucru aș vrea să mai aduc aminte aici, la progresia aritmetică, să țineți minte foarte bine proprietatea progresiei aritmetice, și anume că orice termen al progresiei aritmetice începând cu al doilea este media aritmetică a vecinilor săi. Iar la o progresie geometrică cu termeni pozitivi, orice termen al acesteia, începând cu al doilea, este media geometrică a vecinilor săi. Foarte, foarte utile și aceste proprietăți în exerciții. Acum, dacă am să părăsesc acest exercițiu 1, puteți lua cine dorește să, dacă vă plac aceste aplicații pe care le-am ales aici, cine dorește să rezolve aceste probleme, aveți aici ca temă, nu e o temă, deci nu este o obligație, dar e foarte interesant, am aici și o indicație, și anume veți face prima dată calcule în fiecare paranteză, da? Acolo aveți 1 minus 1 pe 2, acolo aveți 1 minus 1 pe 3 și mai departe 1 minus 1 pe 16. Din amplificare o să rezulte 1 pe 2, 2 pe 3 și așa mai departe 15 pe 16 și cu proprietatea pe care v-am spus eu puțin mai înainte, avem o sumă de logarim cu aceeași bază și atunci o să scrieți logarimul, un singur logarim cu baza 2 și veți înmulți fracțiile rezultate din diferențele respective. Deci o să vedeți că se simplifică practic, aveți acolo 1 pe 2, 2, 2 o să simplifice cu 2 din partea de sus, apoi practic diagonala va fi așa de simplificare. Și o să ajungeți la un moment dat 15 simplifică 15 și o să vă rămână, vă dau rezultatul ăsta, deci o să aveți logarit în bază 2 din 1 pe 16. La asta o să ajunge și ni se cere să verificăm dacă acest număr este un număr întreg. Păi 1 pe 16, am văzut mai sus la puterile acelea cu exponent negativ, 1 pe 16 se mai scrie și, știți foarte bine, 2 la puterea minus 4. 2 la puterea minus 4 și bineînțeles că acest minus 4 merge în fața logaritmului și o să avem minus 4 înmulțit cu logaritm în bază 2 din 2 și anume rezultatul minus 4 rămâne pentru că logaritm bază 2 din 2 este 1, ceea ce înseamnă că într-adevăr acest număr este un număr întreg. După ce am prezentat câteva probleme, sper eu, de ajutor pentru voi în pregătirea examenului de bacalaureat, astăzi voi continua cu exercițiul 2 și iarăși aveți acolo în stânga mea. Ce am observat eu că se tot repetă prin variante de bacalaureat de-a lungul anilor, funcții, și anume funcția de gradul 1, funcția de gradul al doilea, ecuații și inecuații de gradul 1 și de gradul al doilea, rațiul Liviet. Cam asta ar fi ce am vreau eu să vă prezint astăzi și o să vedeți imediat niște exerciții nu foarte grele, zic eu, și cred că nici pentru voi nu trebuie să fie atât de grele. Și ca să mai pierd timpul, am să trec la prima problemă. Deci am scris aici exercițiul 2. Am să le numerez tot așa. 1. Calculați f de 1 mulțit cu f de 2, mulțit cu f de 3, mulțit cu f de 4, mulțit cu f de 5, mă rog, am pus acolo puncte, puncte, pentru funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egal cu 2x pătrat minus 3x minus 2. Și atunci aici două modalități de rezolvare, eu zic că foarte ușor de rezolvat această problemă. Și anume, prima dată să fiți tentați, și foarte mulți faceți chestia asta, să fiți tentați să calculați f de 1, fără probleme. Deci f de 1, f de 2 și așa mai departe. Și la un moment dat, norocul nostru aici că o să observați că din f de 2, dacă mă duc și înlocuiesc argumentul x cu 2, avem 2 înmulțit cu 2 la a doua, minus 3 înmulțit cu 2, minus 2. Și atenție foarte mare aici, că voi prima dată, nu voi, în general faceți foarte bine exercițiile tipul ăsta, dar mai sunt unii elevi în care mai întâi faceți înmulțirea 2 ori 2, apoi ridicați la puterea a doua. Nu, prima dată prioritatea sau
ordinea efectuării operațiilor este mai întâi ridicarea la putere și apoi înmulțiți cu 2 respectiv din față. Și atunci avem 2 înmulțit cu 4, 8, minus 6, minus 2 și bineînțeles observați că este 0. Ceea ce înseamnă că e suficient pentru că fiind un produs și unul din factorii săi este 0, totul se anulează. Deci, practic, produsul meu nici nu mai e nevoie să calculeze f de 1 și celelalte valori f de 3, f de 4, f de 5. Veți putea spune de aici că f de 1 înmulțit cu f de 2 și așa mai departe f de 5 egal cu 0. E un principiu de rezolvare și foarte ușor. Dar aș vrea să vă mai arăt și o altă metodă. În cazul în care n-ar fi apărut valoarea acestei funcții în 2, n-ar fi apărut imediat cu 0 din al doilea factor de acolo. Și să zicem că ar fi apărut pe undeva de genul, deci am să scriu aici jos, aș avea de calculat f de 1 ori f de 2 și așa mai departe ori f de 100. Și practic, și aș avea pentru cine? Pentru funcția, să zic, pentru funcția f de x egal cu f de x egal cu, să zic, x pătrat minus 16x și cât să mai zic eu aici, plus 60. Vă dați seama că cât să stai să calculezi aici f de 1, f de 2 și atunci faceți altceva. Luați deoparte ecuația de gradul al doilea, da, x pătrat minus 16x plus 60 egal cu 0. Se rezolvă foarte ușor. Delta, discriminantul acestei ecuații, este b pătrat, haideți să vă aduc aminte și chestia asta, b pătrat minus 4ac și anume 16 la pătrat 256 plus 240. Și ar trebui să ne dea cât o să ne dea aici? 490, practic este minus 240, o să ne dea 16. Și atunci avem soluțiile acestei ecuații. Am să scriu aici sus, x1, 2, egale cu 16, plus sau minus radical din 16, 4, totul supra 2. 16 cu 4, 20 supra 2, 10. Și cealaltă valoare, 16 minus 4, 12, supra 2, 6. Și atunci, practic, funcția mea s-ar scrie altfel. X minus 6 pe lângă X minus 10. Și veți observa foarte ușor că această funcție se anulează pentru una din valorile astea, 6 sau 10. Și atunci, observați că în interiorul acestui produs sigur se găsește f de 6 sau f de 10 puțin mai încolo și aveți mult mai ușor de calculat această problemă fără să vă apucați să calculați fiecare valoare în parte pentru că e imposibil aproape să faceți chestia asta. Și atunci f de 6 este egal cu 0 sau f de 10 egal cu 0. Asta așa ca o observație, dacă ați fi avut valoarea aceea, nu apărea imediat din calculul f de 1, f de 2 și apărea undeva mai încolo în care voi pierdeați răbdarea și totuși atunci ar fi trebuit să luați această ecuație deoparte și obțineați mult mai repede acele valori care să anuleze funcția respectivă. Un alt tip de problemă des întâlnit în variantele de bacalaureat este acesta: determinați coordonatele punctului de intersecție a graficului funcțiilor f G, definite pe R cu valori în R, F de X egal cu X plus 1 și G de X egal cu 2X minus 1. Punctul de intersecție, deci coordonatele punctului de intersecție. Practic ne trebuie punctul cu ambele coordonate. Nu ne-a cerut abscisa, nu ne-a cerut ordonata, ne-a cerut punctul de intersecție. Cum se procedează în asemenea cazuri? Ați mai întâlnit tipul ăsta de probleme sigur și la clasa 8-a și am și eu o clasă de 8 la care predau și le-am arătat și lor așa ceva. Pentru că și în modelul de evaluare de clasă 8 am văzut un exercițiu cu două funcții, ceea ce nu mă așteptam că de mult n-am mai dat un exercițiu cu două funcții. Cum se procedează în acest caz? Practic, graficul funcției f intersectat cu graficul funcției g se procedează la rezolvarea ecuației f de x egal cu
g de x echivalent cu x plus 1 egal cu 2x minus 1. Ecuație foarte simplă de rezolvat, în care iarăși și aici se greșește când trecem la separarea termenilor, da? Dintr-o parte în alta, uitați să schimbați semnele și foarte important, pentru că deja dacă n-ați schimbat un semn la un din termeni pe care ați trecut dintr-o parte în alta, adică din dreapta în stânga sau din stânga în dreapta egalului, deja exercițiul este greșit. În cazul ăsta avem x minus 2x egal cu minus 1 minus 1. Aici o să ne dea un minus x, iar aici minus 2, bineînțeles, când împărțim prin minus 1, o să ne dea x egal cu 2. Dar nu s-a terminat exercițiul, nu e asta finalizarea, pentru că este doar abscisa punctului. Nu ne trebuie și ordonata punctului de intersecție și atunci vă puteți duce cu această valoare, x egal cu 2, ori în funcția f aici, ori în funcția g, în care din ele nu contează, pentru că o să vă dea același lucru. Mă duc în f de x acolo, în f de 2, egal cu 2 plus 1 și anume 3. Deci, în concluzie, graficul funcției f intersectat cu graficul funcției g se face în punctul de coordonate, notăm și noi cu un a, de coordonate 2 și 1. Ăsta este rezolvarea, nimic mai mult pe foaia de examen, nimic în plus și e suficient pentru a culege cele 5 puncte pentru exercițiul respectiv. Aici iarăși vreau să fac o mică observație. Eu practic o să le iau ca un exercițiu 3, am să-l scriu aici sus. Cerința suna de genul următor: să se determine pentru tot, pentru funcția asta de aici, să se determine punctele de intersecție. Vreau să vă fac și chestia asta, să se determine punctele de intersecție ale graficului funcției f cu axele de coordonate. Bineînțeles, cu axele OX și OY. Păi aici e foarte simplu. Pentru intersecția cu OX, graficul funcției f intersectat cu OX, bineînțeles că trebuie să găsesc abscisa punctului de intersecție. Orice punct de pe axa OX are întotdeauna ordonata 0, deci mie îmi trebuie abscisa aici, da? Îmi trebuie abscisa punctului. Și cum se determină abscisa punctului? Se rezolvă ecuația f de x egal cu 0. Pe f de x egal cu 0 înseamnă x plus 1. X plus 1 egal cu 0, de unde rezultă că x egal cu minus 1. Și atunci voi putea spune că punctul de intersecție este A de coordonate, întotdeauna abscisa este prima coordonată din perechea asta, de coordonate, minus 1 și 0. Apoi, intersecția cu OY a graficului funcției. Păi, evident că acum pe axa OY este abscisa 0 și trebuie să găsesc coordonata. Cum găsesc coordonata? Păi, egalez abscisa cu 0, da? Prima componentă a punctului, calculez f de 0, și f de 0 înseamnă 1. Practic, al doilea punct, mă rog, punctul de intersecție cu a doua axă, cu OY, este, să notăm cu B, de coordonate 0 și 1. Ele cum arată pe, în reperul cartezian? Minus 1 este aici, 1 este aici, și graficul este această dreaptă. Și observați intersecțiile cu axele de coordonate. Și sunt foarte ușoare. Practic, sunt probleme de clasa 8-a și extinse, bineînțeles, în clasa 9-a, unde se face o adevărată teorie a funcțiilor, funcția de gradul 1, funcția de gradul al 2-lea, proprietăți, semn, monotonie și așa mai departe. Trecem acum la o funcție de gradul al 2-lea, iarăși aici am observat că nu prea se stăpânesc noțiunile astea despre vârful parabolei, ce înseamnă parabola asociată unei funcții. Practic, parabola reprezintă graficul funcției de gradul al 2. Avem funcția f, nu mai știu dacă aici era 4, cred că 4, f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu x pătrat plus 4x plus 3. Ce înseamnă vârful parabolei? Vârful parabolei, sau vârful graficului funcției de gradul al doilea, are două coordonate. El se notează cu V de obicei, vine de la vârf, inițiala cuvântului, vârful parabolei, V de coordonate minus B supra 2A și
minus delta supra 4a. Nu trebuie mai departe, trebuie să vă spun obligatoriu ce înseamnă abscisa vârfului, pentru că într-un an, la științele naturii, cerința era așa la problema asta. Să se determine ecuația axei de simetrie a parabolei asociată funcției respective. Nu au știut ce înseamnă axa de simetrie și când li s-a spus la ieșire din examen că practic era această axă cu ecuația, această dreaptă cu ecuația xv egal cu minus b supra 2, au rămas șocați cum doar atât trebuia să scriem. Păi asta reprezintă axa de simetrie a parabolei asociată unei funcții de gradul al doilea. Deci, minus b supra 2 este abscisa vârfului, iar minus delta supra 4a este ordonata vârfului, da? Minus delta supra 4a, să mai scriu și aici odată. Ce reprezintă minus delta supra 4a? Valoarea minimă a funcției realizată pentru această abscisă, când a este pozitiv, sau valoarea maximă a funcției de gradul al doilea realizată pentru xv, când este a-ul negativ. Deci, practic, aici avem f minim când a este mai mare decât 0, adică coeficientul termenului de grad maxim, și anume x la a doua, sau poate să fie maximul, dar în condițiile în care a să fie mai mic ca 0. Parabola arată așa. Deci, reperul cartezian y cu x. Deci, dacă f are un minim, adică dacă a este mai mare decât 0, ceea ce este și în cazul nostru, pentru că observați că a-ul este coeficientul x pătrat și e 1, deci e număr pozitiv, graficul vine ceva de genul ăsta. Bineînțeles că pe aici intersectează axa y. Ei, axa de simetrie este această dreaptă. Și asta reprezintă abscisa vârfului parabolei. Observați vârful parabolei aici. Iar dacă a este negativ, practic parabola arată așa. Bineînțeles că axa de simetrie rămâne tot minus b supra 2. Să revenim la exercițiul ăsta, că e foarte ușor. Am făcut eu o mică extindere ca să vă aduc aminte ce reprezintă abscisa vârfului parabolei și ordonata vârfului parabolei. Practic, avem minus b supra 2 este egal cu minus 4 supra 2, adică minus 2, și yv este egal cu, faceți undeva delta, calculul discriminantului, delta egal cu 16 minus 12 egal cu 4, și practic o să avem minus 4 supra 4 ori 1, adică tot 4, minus 4 supra 4, adică minus 1. Și finalizarea o să vină imediat, practic asta trebuie să faceți în final, să scrieți efectiv coordonatele punctul vârfului parabolei respective, și anume v de coordonate minus 2 și minus 1. Și asta e finalizarea. Deci 10 sutimi deja le aveți de aici. Adică 10 sutimi înseamnă partea teoretică, deci să scrieți xv egal cu minus b supra 2a. 10 sutimi înseamnă să scrieți ordonata vârfului parabolei minus delta supra 4a. Apoi calculul, câte 10 sutimi ar fi fiecare, și finalizarea 10 sutimi. Zic eu că ăsta ar fi exercițiul respectiv. Pentru următoarea problemă, aici, de asemenea, aveți de calculat coordonatele vârfului parabolei de acolo și acel x, v și y, v veți pune condiția să se găsească, vârful respectiv să se găsească pe dreapta de ecuație 2y minus x egal cu 3, înlocuiți y-ul cu minus delta supra, minus delta supra 4a cât o să vă dea acolo, înlocuiți x-ul cu minus b supra 2a cât o să vă dea acolo și obțineți o ecuație în m. Foarte ușoară, după ce înlocuiți x, v și y, v în ecuația asta a doua, unde avem mânuța aceea. Pentru final, sper să nu vă fi aglomerat cu foarte multe informații, dar câteodată așa mă apucă de la un exercițiu să mai extind o altă cerință, o altă cerință. Mai am acest tip de probleme, relații lui Viet aplicate pentru ecuația de gradul al doilea în cazul ăsta, pentru că știți că la clasa 12 la polinome aveți și relații lui Viet pentru polinome de grad mai mare decât 2. Și atunci am să trec la rezolvarea acestei probleme, secunzând ecuația x pătrat plus m plus 1 ori x plus m plus 2 egal cu 0 cu soluțiile x1 și x2. Complexe reale nu ne interesează. Determinați numere reale M știind că avem această relație x1 plus x2 minus 2 ori x1 ori x2 egal cu 1. Foarte frecvente exercițiile de tipul ăsta și nu sunt foarte grele. Care sunt relațiile lui Viet în cazul acesta? X1 plus x2
este suma soluțiilor, este minus B supra A, care în cazul acesta este minus M plus 1, totul supra 1, adică minus M minus 1, atenție că trebuie să schimbați semnele la ambii termeni ai numărătorului, fiindcă minusul este așezat exact în dreptul acestei linii de fracție, nu e nici mai sus, nici mai jos. Iar produsul soluțiilor ecuației x1 ori x2 înseamnă CPA, care în cazul nostru este un M plus 2, CO fiind termenul liber. Atenție, termenul liber se ia cu tot cu cei doi termeni și M și 2. M plus 2 supra 1, adică M plus 2. După care reveniți cu aceste două valori în ecuația dată și avem minus M minus 1, minus 2M plus 2 egal cu 1. Aici se înmulțește fiecare cu fiecare termen factorul din față și atenție că minusul ăsta trebuie să schimbe semnele celor doi termeni din paranteză. Avem minus M minus 1 minus 2M minus 4 egal cu 1. Și anume minus 3M minus 5. O să-l trec în partea cealaltă și o să ne dea plus 5 plus 1, pentru că aici avea minus 1 cu minus 4 minus 5 și l-am trecut în partea dreaptă a egalului cu semnul schimbat. De-aia mi-a apărut plus 5, avem minus 3M egal cu 6 și anume M egal cu minus 2. Deci, practic, trebuie să rețineți aceste două relații ale lui Viet și atunci nu vă mai interesează. Ele se mai numește și relațiile între rădăcini și coeficienții ecuației respective. Nu mai interesează calculul rădăcinilor respective. Și eu zic că am acoperit cât de cât așa pentru recapitularea examenului de bacalaureat. Subiectul 1 și exercițiul 1 și 2 din cadrul subiectului roman, o să continuăm în următoarele ședințe cu subiectul 3 și 4 foarte importante, clasa 10 mai mult acolo. Așadar, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!